Folosim ceapa în aproape toate felurile de mâncare și totuși suntem complet inconștienți de potențialul pe care această legumă umilă, dar puternică, îl are pentru pierderea în greutate. Conform știri diaspora.ro, grăsimea de pe burtă este o problemă comună pentru mulți dintre noi. Ea se referă la acumularea de grăsime viscerală în jurul organelor din abdomen, ceea ce duce la o mărire crescută a taliei. Dacă aveți multă grăsime în jurul burții și taliei, atunci simpla numărare a caloriilor poate să nu fie pe deplin suficientă. Există o serie de alimente de care trebuie să renunți și o serie de alimente sănătoase pe care trebuie să le adaugi în dieta ta pentru a scăpa de grăsimea de pe burtă și a slăbi. Cu toate acestea, există anumite alimente pe care am crescut consumându-le și ale căror beneficii pentru sănătate le-am uitat, poate. Aceste alimente obișnuite de zi cu zi sunt o parte importantă a vieții noastre cotidiene, dar efectele lor de pierdere în greutate nu sunt vizibile asupra noastră, deoarece pur și simplu nu le consumăm în modul corect. Ceapa asigură un intestin sănătos, ceea ce este crucial pentru pierderea în greutate și pierderea grăsimii de pe burtă. Coaceți-le la cuptor, stoarceți-le sucul, faceți o supă sau mâncați-le crude. Există o serie de moduri de a mânca ceapa pentru a pierde rapid grăsimea de pe burtă. Sucul de ceapă este un truc extraordinar pentru slăbit. Lucrurile de care aveți nevoie sunt un bulb de ceapă albă sau roșie și 710 grame de apă. Curățați ceapa de coajă și tăiați-o într-un bol. Adăugați o cană de apă într-o cratiță și aduceți-o la fierbere. Se ia de pe foc după 3-4 minute și se pune ceapă și apă într-un mixer. Amestecați bine și adăugați încă 2 căni de apă. Turnați sucul de ceapă într-un pahar și beți-l, relatează știri diaspora.ro.